Acum pasul foarte mulți laudă cu legea în care noi putem să judecăm pe ăștia fugiți, fugari, în lipsă. Da, da adică condamnăm. asta ar fi o soluție. Și condamnăm chiar. Doar... da, da, i da. condamnăm. Știți în ce constă șmecheria legală? În momentul în care Plahotniuc, condamnat, spre exemplu, Republica Moldova, se întoarce Republica Moldova, toată procedura se reia de la zero. Asta scrie în lege. Deci noi cu dumneavoastră îl condamnăm pe Plahotniuc în lipsă. Nu a venit treaba lui. Noi l-am citat. Așa, și dăm 50 de ani. Și dăm 50 de ani. El vine Republica Moldova, și în secunda în care el intră în Republica Moldova, el este adus în fața organului de urmărire penală, îi se aduce la cunoștință decizia și se ia totul de la început, pentru că el nu și-a exercitat dreptul la apărare. Și nicio persoană pe fața pământului nu poate fi sancționată cu încălcarea dreptului la apărare. Orice persoană, chiar și cel mai strașnic criminal de fața pământului care o tăie și o mâncat oameni de vii, are dreptul la apărare. Este o chestiune consfințită în cele mai înalte foruri internaționale. Dreptul la apărare, dreptul la avocat, dreptul de a nu face declarații împotriva sa, dreptul de a lua cunoștință cu materialul dosarului. Cum a luat el cunoștință cu dosarul? Cum a fost el audiat? Decizia a fost luată unilateral, fără el. Și totul se va relua de la început. Legea se face pentru ca să arate la TV faptul că noi am condamnat pe cei care au fugit? Da. În momentul în care guvernarea nu poate, nu poate livra rezultate de bunăstare economică și de altă natură, atunci încep răfuielile din justiție. Și cu regret, Dodon știe foarte bine să folosească aceste chestiuni. Eu, mai este o chestiune.